nouă filmare aș putea să spun despre Arad. Eu sunt pasionată și de Arad și de arhitectura acestui oraș. Am mai realizat un film documentar despre Arad, Casa cu Placăr, care a avut premiera, cred că în 2019. Și în timp ce eram la un festival de film, un distribuitor de film american ne-a abordat și ce a remarcat în filmul nostru, Casa cu Placăr, care, mă rog, era un film despre corupție, avea cumva o altă temă, a remarcat arhitectura acestui oraș. Și atunci ne-a tras atenția, spunându-ne că este foarte interesantă, unde este orașul ăsta. A fost impresionat de stilul Arad și atunci ne-am gândit că ar fi interesant să facem un film despre arhitectura acestui oraș. Și încet, încet s-a născut acest proiect. Acest proiect care, mă rog, este cumva despre stilul secesion și despre influența lui Lajos Santoi în arhitectura Aradului, despre clădiri importante din Arad și despre contextul sociocultural de la începutul secolului, de la 1900. Vrem să surprindem cumva spiritul Aradului de la 1900. Și ce a urmat după? Urmărind cumva pe lângă această geografie simbolică și viața și opera lui Lajos Santoi, care știm că a avut cumva un sfârșit tragic, fiindu-i confiscate toate proprietățile și nefiind recunoscut de autoritățile comuniste. Facem un film documentar, respectiv Diana Gavra, arădeanca care la București se ocupă de filme documentare. A mai făcut, se știe, unul despre Casa cu Placăr. Acum despre Ludovic Santoi, cel de lângă mine, respectiv secesionul, așa cum apare acest stil arhitectural în Arad. Eu pur și simplu pun la dispoziție, hai să zic, fragedele mele cunoștințe despre istoria și arhitectura arădeană. Asta este rolul meu în această afacere. Se vom realiza niște filmări cu drona. Vor surprinde principalele clădiri, Palatul Cultural, Biserica Roșie, Palatul Santoi, Casa Lloyd, întreg bulevardul care se cheamă astăzi Bulevardul Revoluției, gara din Arad și, mă rog, câteva clădiri importante realizate de Lajos Santoi.